Eu vă recomand să nu vă uitați la acest clip noaptea sau mai ales atunci când sunteți singuri acasă, pentru că este foarte creepy. Cele mai creepy TikTok-uri. Bă! Hei, salutare, gașcă, eu sunt Bibi, voi sunteți pe canalul meu de YouTube și în acest vlog alături de mine este iubitul meu. Da, dar nu este orice vlog, nu este pentru orice vlog pentru voi, cei care urmăresc pe iubita mea. Mai ales că eu nu fac de-asta. Dar m-a convins, mai ales am zis eu pentru că este luna cea mai spooky așa din an. Este luna octombrie și o să fie și Halloween-ul. Nu este, nu este o sărbătoare care nouă să ne placă foarte mult, adică nici nu o sărbătorim, nu ne costumăm sau așa. De exemplu, anul trecut am făcut o chestie fun doar din make-up, el a fost Joker și eu Harley Quinn, dar nu e ceva ce să sărbătorim. Noi suntem mai mult cu Crăciunul și dar Paștere. O să încercăm să o sărbătorim aici pe YouTube alături de voi. Pentru că multora dintre voi, na, vă place sărbătoarea asta, am zis hai să facem ceva în spiritul Halloween-ului. Știu că mai sunt două săptămâni, dar niciodată nu este prea devreme. Era niciodată nu e prea târziu, dar mă rog. Astăzi o să reacționăm la TikTok-uri. Nu că TikTok-uri. Cele mai creepy TikTok-uri de pe internet. O să ne uităm la ele și sunt foarte curioasă dacă o să ne speriem. Hai să facem și un challenge în chestia asta. Cel care e mai puțin speriat câștigă. Bine, hai. Vrei să facem chestia asta? Da. Ne scrieți voi în comentarii cine s-a speriat cel mai puțin și ăla câștigă. Da, hai să vedem cine va câștiga. Hai că nu e ceva chiar anormal pentru canalul meu de YouTube, pentru că e cu TikTok-uri, eu fac chestii cu TikTok-uri. Dacă mai vreți să reacționez la chestii cu TikTok-uri, chiar am văzut că vouă vă plac reacțiile mele. Deci... dacă ești amuzant, normal că le plac reacțiile tale. Mulțumesc. Da, chiar îmi place să reacționez, așa că mă gândesc să mai fac reacții. Am văzut că vouă chiar vă plac. Numărul mare de vizualizări mi-arată asta și like-urile, bineînțeles, așa că dacă rupeți butonașul de like chiar acum, o să mai fac reacții. Promit. Zic să intrăm direct în pâine, dar până atunci vă dăm 5 secunde la dispoziție să apăsați butonașul de like, așa că 5, 4, 3, 2, 1 și gata. Sper că ați apucat să o faceți, dacă nu, vă mai lăsăm așa 2-3 secunde și hai să trecem la clip. Am ales niște filmulete de pe internet, nu m-am uitat la ele, doar ca și titlu. Primul cred că o să fie foarte interesant, așa că o să ne uităm la niște poze care par super stranii, super dubioase, însă la prima vedere nu-și dă nimeni seama. Nu sunt ceea ce par. Da, exact. Eu vă recomand să nu vă uitați la acest clip noaptea sau mai ales atunci când sunteți singuri acasă, pentru că este foarte creepy. Ia. Poze în care se ascund lucruri strane. Da. Uitați-vă la picioare. Băi, ești nebun, ce-s picioarele alea, că ea stă gen... ea stă pe burtă și are genunchii în sus. Gen, are genunchii în jos, ea, gen, practic, da, gen... aici, așa are genunchii. E ca și cum ai sta cu picioarele așa, normal, dar gen, ea stătea pe burtă. E reptiliancă. Ia, ce să poate să fie aia normal. Doamne, fereastră să Dumnezeu! Așa face mereu! Doamne. Deci așa strănut! Da. Mamă, frate, n-am văzut șarpele alea, mă jur! Ce e asta? What? Help! Se pare oarecum... e dubios că mi se pare amuzant! Omul cere ajutorul! Oh, asta mi se pare cea mai scary. Ce n-o fi din pernă sau? Ia să ne uităm la poza mare. Yeah. Unde e? E după pernă. Aici. Da. Nu ai, frate, editat sau ceva, n-ai cum. Dacă e un cadavru care ține ochii pe sketch. Mamă. Mami, zici că e... mami? Mami! Mami! Mami, zici că era Chucky, ce ai făcut, ai văzut? Dar știi că sunt foarte multe persoane care își fac poze, selfie-uri, da, și foarte random. Ar fi ca în vlogul ăsta să vezi pe la un moment dat pe aici, așa, pe un colț. Să fiți atenți. Cap de cadavru. Uite-l pe Daffy Duck. Nu, uite jos acolo pe... reclamă la McDonald's. E, zici că e ăla, cine se uita la filmul It. Ea încearcă să te... măi, da, frate, și eu am văzut în pozele astea vechi, sunt cele mai stranii chestii. Da, pentru că știi care e faza? Camerele astea captează anumite chestii. Camerele astea noi de acum, eu nu cred că sunt făcute să, știi? Eu încerc să mă uit înainte da, să văd dacă ghizez. Uite acolo, la ușă, cred. Da. E, frate, asta și... poate să fie un copil. Da, dar n-ai văzut că are fața așa foarte... Da, păi da, pentru că nu erau camerele așa de profi, da. Bă, asta chiar e ceva.
Stai, ce? Că n-am văzut. Eu iubit, ai dat-o monitor în brațe. Ce? Ce-i asta? E un păpușă sau ceva? Stai, ceva din asta. What? Nu te cred! Astea mi se par cele mai dubioase. Dar îți dai seama că e o problemă cu ea, gen. E are. Păi, tu vezi cu ăla? Da, zici că e Slenderman! Zici că Slenderman există și jocul e făcut după o chestie din viața reală, nu? Pe bune? Da. Nu știam, dar m-am jucat Slenderman când eram mai mică și m-am uitat și la... E film, nu? E luat 100% din viața reală. Dar cum să existe om așa? E îmbrăcat Burberry, like, cap coada. Are tentacles. It's a heavy man. Vezi? Da. Dar de ce ți se pare ție piesa asta așa creepy? Mi se pare foarte creepy piesa asta cu mama. A avut rămâi cu piesa asta când era copil. What? Tu ai văzut asta? Mi se pare absolut de drept, nu-ți spui mătător. Băi, ești nebun. N-ai cum, frate, n-ai. Astea nu sunt editate, mă, cât de bine să le editezi. Asta chiar nu e editat, adică o persoană chiar cred că sunt persoane în pădure și... Și pun pariu că omul ăsta nu... Slenderman. Chestia asta nu era... Da, e Slenderman, pe ce am zis. Ha? Ha? A, că e ceva după saltea acolo. Vezi? Ei, da. Poate să fie un borcan, e un borcan. Asta e făcută. Astea pot fi editate, să știi. Asta e făcută. Deci știu pe ăsta e YouTuber. Atunci da, e făcută. Ia uite în mașină. Da. E ăla de la... E de la McDonald's. Ți-am zis eu de la McDonald's. Bă, adevărat. Eu cred că e ascunsă o fată și avea mască pe fază. Mască de aia. Mm. Uite de la cușca aia. Păi, dați doi copii în gușcă. Nu cred că trebuie să râdem. Nu mai făcea față cu copiii și a zis, îi bagă în gușcă. Uite, vezi acolo după aia? Ia. Mamă, dar ce față ciudată. Da, tu vezi că are două... Chiar în față, e mult. Tu te-ai uitat la noi? Da, dar are strabism, nu știu că se uită, are un ochelare spre Franța, unul spre America. Mă rog, am văzut care-i treaba cu pozele. Cu pozele, acum hai să vedem și niște filmulețe. Acum e next level, e level 2. Bine, dar clipuri din viața reală puse pe TikTok. N-ai cum, frate. Tu îți dai seama să ai o cameră de supraveghere în casa ta și în casa aici, bun. Să vezi cum... Nu spune că era curent în cameră, că nu te cred. Vezi, s-a lăsat asta. No, eu automat. Cred că s-a prins de ea, uite, când a plecat. A, ba nu. Măi, uite, s-a dus aia pur și simplu și s-a lăsat, gen, ca și cum o persoană și nu m-a s-a lăsat. Fără telefon. Oi. Hai, că și cunoștem limba asta, dacă e cea. Ai, cabrón. Vezi, eres tu la que estaba trabajando aquí, acércate. Îți traduc eu. Nu, glumesc acum, dar oameni care știu spaniolă chiar să ne spune cine o să înțelegem. Zice ceva că lucrează aici, cred. Băi, anapă, dar vreau de tot nu sunt, da. Zice să plece. Aici unde stoi? Pleacă de aici. Nu mai ce de. Ai, cabrón. Vezi, eres tu la que estaba trabajando aquí, acércate. Hai, de lucrez aici, pleacă. Dar știi că chiar sunt există vrăjitoare care da. Locuiesc în temple și în astea și fac magie neagră. Baja aquí unde stoi. Hai să-ți iei. Ce e, man? Ia uite niște scări. Nu știu, pare așa creepy că se cobori scările astea, de exemplu la mine la casă nu pare așa. Sau aici, la casă nu pare așa. Cum adică și noi avem scări, ți-e frică să le cobori? Da, nu pare așa creepy că aici. Scările astea americane, nu știu. Probabil am văzut prea multe filme. Mă rog. Măi, să nu vă uitați. Cu mine la un film horror sau ceva de genul, că eu vă strig ce-ar fi să deschidă mașina? Mă, mi-e frică dacă intre cineva peste el acum. Sau să-ți deschidă ușa și holul să fie gol și casa goală. Au! Doamne, ferească-se. Ia uite, vezi că s-a deschis? E cineva acolo.
Să zic exact cum am așa. Mamă, nu are knockout ce mi-a dat să mor eu. Nu mai face. Nu mă face. Nu speriați pe iubita mea că vă bate, vă face knockout. Doamne, vă face. Iar cu o iubire. Care șpac! Trebuia să mă gândesc. Astea de pe camerele de supraveghere în spartare. Trebuie că sunt cât mai reale. Asta e de la, de la poliție sau ceva, vezi că vorbiți mai mult eu. A trecut prin, da. Și că sunt sigur că, sunt sigur că e mort deja și că e o fantomă. Eu nu cred că e fantomă și eu chiar în chestiile astea mi se par super reale. Nu, știi că noi oamenii nu ne folosim nici 10% din creier? Din puterea creierului. Sunt oameni care și-au dezvoltat partea asta și poate să-și folosească mai multe. Și locuiești aici? Dacă îți folosești capacitatea creierului, nu înseamnă doar că ai puteri supranaturale, înseamnă și că ești mai inteligent decât ceilalți. Adică poți și să ai și puteri. Faci și bani, sunt... poți să, adică ești mult mai deștept, poți să te dezvolți. Nu mai deștept, îți dezvolți părți supranaturale. Îți zic copilul și pur și simplu să uita așa de parcă ar fi trezit cineva. Și se mișca și ceea ce a fost de pe saltea, ai văzut? Ce a fost aia? Nu știu, a zburat ceva. Sau a mers cineva foarte repede. Oh my god. Uite, vezi foarte mulți cu copii, frate. Nu, eu să nu țin copilul lângă mine când doarme. Eu uite că ți-a luat simțit pe prezența cuiva, știi? N-ai cum. Bă, mi s-a făcut pielea de găină. Chiar mi s-a făcut pielea de găină. Da, chiar mi s-a făcut. Vezi? Ce? Ai văzut umbra? Da, da, era o umbră care stai umbra pe scaun și după s-a ridicat, da. Uite. Nu era, dar pe s-a ridicat. Cu cine se juca? Da, nu știu, copiii nici, pentru că copiii nu înțeleg, știi? Da, și fantomele se arată la... La copii, la sufletele că, pure. Da, pentru că nu înțeleg copilașii. Copilașii e un om normal. Da. Ai seama să ai un copil și să fie în casă, să-l vezi că se joacă cu cineva și să nu fie nimeni acolo, tu să nu vezi, dar el să-l vadă? Ia. Creatorul necunoscută prinsă pe cameră. Unde e ea? Uite. Băi, ești nebun, zici că e om, dar merge în patru labe. De dezbrăcat din nu, e câine, dar altfel. Om, un fel de câine cu om. Asta mi se pare cele mai tare. Ai, n-ai cum, frate, n-ai cum să te uiți la chestii creepy cu noi, n-ai cum. Dar știi că chestiile alea, fix asta la care ai râs, la alea la care nu râdești, știi, astea sunt cele mai reale? Băi, oameni care se transformă așa, care își fac. Ia, beciu. Cele mai true. Documentare. Eu când eram mică mă uitam la documentare de astea cu da, de pe cameră. Da. Un copil acolo. Părinte Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Păi, Jamon? N-ai cum, unde să se fi dus? Nu știu. Deci nu avea unde să se ducă. Nu, e chiar e o fantomă reală. Ia. Vezi? A, deci chestia asta cu miresele de pe drum sunt foarte reale. Da, asta le știu, asta e, da, asta foarte reale. Sunt și oameni nebuni care fac, care, da, care oameni care au probleme, efectiv, și care chiar fac chestia asta. Numai ca să te adică ăștia sunt oamenii așa, dar există, da. Wow. Mamă, și ești pe motor, săracu. Adică nu e în mașină, să zici că... What the fuck? What the fuck? Ia, e o persoană acolo. Dar doar când e lumina stinsă. Da!
Da-ți-mă, crede, tu dacă ai vedea de-astea, îți mai arde să filmezi? Da, sunt unii oameni care asta vor. Nu asta... înțeleg, mie nu mi-ar, eu aș începe să urlu, aș ieși din casă, aș suna. Da, nu, unii oameni vor, bă, uite, să le arăși prietenilor. Doamne, iartă, păi dacă mai mor, le mai arăt. Nu, nu, nu. Și o caută și el. Ia uite, frate, iar a apărut. Vezi, acolo, mă, s-a apărut acum spre că mor. Mamă, ce m-am speriat! Se știe deja cine a pierdut, da? Să ne înțelegem! Mamă, ce m-am speriat! Eu am țipat, dar a țipătul tău! Oh, why, mami? Look at me! What are you scared of? Care dată-ți spatele ei? The fish died. What? Angel's sleeping already. It's raining, girls. No. Și oamenii m-ar să înțeleg și copiii nu știu să explice. Natinani, are you missing eating? Dar de ce nu... Da, și, și părinții cred că copiii au ceva, da, o criză. Nu, au o criză de asta, de să plângă, să se alinte sau ceva. Da. Și chiar, dar eu nu pot să explice că sunt mici. Mai ales pe peluși. Look at me. Ce That is, until the younger girl takes a second look, and suddenly she also sees whatever frightened her older sister. Reaction. Mamă, cică, a râs, a râs pentru cei care nu știu engleză, a râs până s-a întors și așa a văzut de fapt ce vedea sora ei mai mare. It's pure terror. Că e gen teroare pură. Mamă, ți s-au... I s-a... Mamă, tu stai sau cine știe ce vedea? Deci ca să ne înțelegem, mi s-a zbălit pielea în ultimul hal. Și cam acesta a fost vlogul. Sper din suflet că v-a plăcut. Altceva, a fost altceva pe canalul meu de YouTube, chestii de-astea așa, scary. Încercam să venim la voi cu conținuturi diferite ca să aveți la ce să vă uitați. Sper că v-a plăcut, sperăm că nu v-ați uitat la acest vlog noaptea. Sper că nu v-ați uitat la acest vlog singuri, pentru că pe mine, sincer, unul chiar m-a spăgmătat. Mi s-a făcut pielea de grână, m-am speriat. Pe bune, să fim super serioși și realiști. Nu uitați voi să rupeți butonașul de like, să dați un share acestui vlog, să vadă și prietenii voștri. Chiar trebuie să-l vadă. Sper că v-a plăcut. Dacă vreți să mai facem reacții, nu uitați să ne scrieți în comentarii. Și dacă da, da, să ne trimiteți și link-uri în privat și pe Instagram antoniopicanbibi.oficial. Dacă aveți voi clipuri mai mișto, speciale la care vreți să reacționăm, pe noi chiar ne-ar încânta dacă ne-ați ajutat. Și alte videovloguri, dacă aveți, lăsați-ne în comentarii și noi, dacă chiar o să folosim ideea voastră, o să vă și menționăm la început de clip. Mua! Noi v-am pupat tare, tare, tare și ne vedem data viitoare! Pa!